se cumpără votarea consiliului local în seara ședinței ordinare de data 19 iulie 2020, cu ora 16:30. Deci, special ședinței de astăzi. Primarul comunei Măstrea, Andrei Balcon, inginer Nache Adriana, punct de vedere privilegiat cu 34, alineatul 3, litera alineatul 5, în ordonanță urgența guvernului 57/2019, privind codul administrativ. Atemeiul dispoziției articolul 109, alineatul 1, litera 3 și articolul 26, alineatul 200 din ordonanță de guvernul 57/2019, privind codul administrativ, deci aceeași ordonanță, dispune. Se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară din data de 19 iulie 2023, 16:30, la sediul Consiliul Local cu Măstrea Casem, sau online pe aplicația Zoom, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare a SCR de consum de SA pentru preluarea deșeurilor reciclate în vederea sortării și tarifului de facturare pentru perioada de șerurilor biodegradabile în vederea compostării pentru perioada de 6 luni. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază proiect tehnic și a deviziului general actualizat pentru obiectivul de investiții amenajare spațiului de joacă pentru copii în comuna Măstrea Casem, pe acum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului de la Protecția Administrativă Teritorială Comuna Măstrea Casem pentru ședința adunării generale acționare la SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 7 sau 8 august 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea cu titlu gratuit a 23 de metri cubi lemn materiale construcții pentru Asociația Surotii Măstrea Casem. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului organizației funcționarea aparatului de specialitate a primarului Comunii Măstrea Casem și serviciile publice de interes local fără personalitate juridică. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunii Măstrea Casem. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. La punctul 8 de vese. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi sau mai aveți propuneri, cine este pentru? Ține ceva? Doi consilieri sunt online. Da, deci da, da. Deci ar trebui să aprobăm procesul de urmare ședința din 29 iunie. Probabil ați aducat procesul de urmare. Cine este pentru? Avem o adresă de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, prin care ne informează că fondatul adițional numărul 3 la comunitate de dezvoltare, încheiat în 16/4/2018, a fost aprobate costurile de operare pentru activitatea de compostare și de sortare. Totodată a văzut în informarea dumneavoastră și decizia Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care se decide aprobarea tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor reciclate în vederea sortării și aprobarea tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării. Cred că ați urmărit toate aceste care există și un convocator pentru ședința AGADIS din data de 3/7, pe care se va vota prin corespondență. Ce se solicită? Deci, se aprobă recontarea tarifului de facturare al SC Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclate în vederea sortării în cuantum de 443,46 de lei pe tonă, exclusiv TVA, pentru o perioadă de 6 luni de la data prezentă, după următoarea formulă. Din tariful de operare care noi au fost aprobate, da, la contractul de delegare, de 900 de lei, să se scadă
46 lei pe tonă, fără TVA. Și la tariful de facturare la deșeurile biodegradate în vederea compostării au ajuns la un preț de 194 de lei, 52 de lei pe tonă, exclusiv TVA. Într-o perioadă de 6 luni de la data prezentei. Au aici un tarif. Noi nu am dat niciodată partea de compost. Noi am mers doar pe partea asta de sortare. Noi la compost n-am venit către un restul, nimic. Se puternicească primarul pentru a vota în funcție de ce o trăzune asta aici. Și totodată astăzi au venit pe adresa de e-mail într-o modificare la această hotărâre prin articolul 4 că se mandatează aparatul tehnic al Adispacău să recalculeze cuantumul de reducere a tarifelor pentru activitățile de preluare a deșeurilor biodegradabile în vederea sortării și de preluare a deșeurilor biodegradabile în vederea compostării și Consiliul Director al Asociației să aprobe noile tarife de facturare, astfel încât să asigure menținerea echilibrului contractual și după perioada de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. Da. Dacă ați studiat documentele, supuneți la urmă. Chestiunea este că, într-o ședință trecută, noi am votat mărirea taxelor pentru cei care fac transportul, nu? Și nu numai transport. Iar acum venim cu eu pe sudul ăsta pentru sortare. Asta se va plăti ceea ce ridică un prețul de la mișcare de la ecosul. Da, înțelegeți? Deci ei, da. Ei au un tarif pentru care fac ei un prețul de preluare, de preluare și transport. Asta fac... Vreau să vă uitați, da. Și pe model scrie. Deci 900 de ce ați aprobat exact. La o lună, două, cu ședința de oară. Iar ei au venit și au spus din ce vine, da, ăla biodegradatul și compostul, au scăzut din factură. Deci din 900 de euro au venit 400 euro. Mai rămâne 400 și ceva de lei, da? Corect. Deci s-a redus. Noi nu plătim și 900 și 900. Doar 400. Corect. Deci doar plătim ceva, nu? Da, corect. Acum zicea Lucia Chelaru, acum vreo 20 ședințe și chiar am stat și eu de vorbă cu băiatul ăsta la un este. El zice pe următorul, bă, eu dacă vin acolo la sapă, nu vă costă nimic, frate, nu? Zero lei. Firma asta, Alex, deci este firmă care lucrează cu comuna Pârgărești, comuna Dusteana, și spune fermătorul, mă duc acolo cu 3-4 feluri de saci, aici spune, ăsta cum spune, nu, vorbesc de... Nu, fermează, astea deci clar. Deci, ca toane, separat, măstrălat, plăști, plasticului separat, sticla separat. Bă, vă dau toate, trebuie și le puneți așa și îi învățăți cu toate și luăm de la poartă. Nu trebuie să mai mergem noi să ne ridicăm cu alte mașini, să le aduceți de acasă. Și cu toate astea, îi duceți de la sector și tot pe timp așa de tonă. La ăsta n-ar costa nimic. Dacă mă lăsați să vorbesc, nu avem o adresă către Garda de Mediu, de fapt o plângere către Garda de Mediu, pentru că această firmă Renex Internațional din Onești acționează ilegal pe teritoriul nostru. Ei sunt obligați prin lege să ne declare cantitățile de carpare și de deșeuri reciclabile pe care le colectează de pe teritoriul Comunei Mănăstirea Cașinci. Pentru că noi, la rândul nostru, an de an, trebuie să facem o raportare la fondul de mediu cu privire, avem niște ținte de atins cu privire la deșeurile reciclabile. Da? Ei, și noi ne-am făcut adrese peste adrese, am sunat, am fost la ei, dacă vă duceți firma lor, este undeva în spatele stadionului, nu mă centrat de câini. Am sunat, nu vor să ne pună la dispoziție aceste date. Ei spune că la sfârșitul anului, dă la tot. Nu, domnule, n-am dat la nimeni. Și pentru asta?
firmă e, de fapt este o fantomă. Nu știu cât este un fantomă, știu că lucrează de câțiva ani și băiatul ăsta spunea lucrezi foarte bine cu primarul și cu comuna Tofteana, cu primarul de la Pulgărești. Care băiat? Cine? Care băiat lucrează foarte bine? Bă, ăsta care e patrul acolo, cum îl cheamă. Da, da, ia, ia. Vă spună cum îl cheamă, Paul Vorbe. Vorbe, da, așa. Bun, vorbește-a, vorbește-a. Vorbe, da. Și este, cum lucrează? Că lucrează cu ce stai, cum nu l-ați priceput? Da, aia lucrează așa. Nu vine noaptea, vine ziua și vine. Da. Ce pe piște state? Pe piște state, că altfel el nu poate declara nimic. El nu toare lemne ca să fie probleme cu tonajul sau cu vatii. El ia... Păi da, domnule, deși deși urmează să trebuie create cu apă. Trebuie să trebuie domnite forme. Chestia este că noi dăm reciclabilul ăsta, se spune că mai scădem ceva din menajer care ar trebui să știți. Exact. Deci că nu spune, dar din primă mai dăm. Da, asta e tot de menajer. Păi eu am prezentat tot de menajer. A scăzut menajerul. Deci chiar suntem pe drumul cel bun. Mai crește din când în când, când e vorba de curățenia la sărbătorile, când e vorba de curățenia prin curți sau grădini, cam a crescut un pic în, în timpul acela. Dar în special, chiar la nivel comunii, chiar stăm bine. Că aveți dumneavoastră nu știu ce eu zic că această problemă este la nivel al județului, dar nu chiar național cu această firmă Rompres, care... Știu că e păsutul tot național. Este ăsta de stat București, este păt, s-a încins, este păt. Vreau să mă eu zic și eu că ar fi putut să mai... Dacă nu reușești să ducă să-l ia legal. Ce se facă? Dacă nu reușești să-l ia legal, să facă treaba în regulă. Nicul ar fi bine să vină două să discute aici. Ar trebui să vină într-o zi și vă spune la telefon. Nici nu răspunde la telefon. Răspunde la telefon. El răspunde, iată dimineața. Și-a trebuit la mare mult la mare. Ce? Când era gata? Gata. A venit o vreme când le dădea, le lua de la magazine.
tampoane și peturi și nici de cum n-am atins pragul care ar trebui pentru a strânge reciclare. Vedeți că se discută și la nivel național că ne, Uniunea Europeană ne penalizează că n-am atins țintele conform ceea ce s-a făcut. S-a mișcat greu în România, trebuie să recunoaștem că nu s-a mișcat. Uitați că de noi am vorbesc eu de niște pupele galbene care nici acum n-au venit. De ce? Pentru că promisiunea avem de la ADIS că facem, dregem, nu se face nimic, că nu se întâmplă nimic. Asta nu înseamnă că noi, comuna, putem rămâne la nivelul zero. Din potrivă, noi mergem odată cu valul, ne facem treaba în continuare, ce se va întâmpla? Eu zic că la un moment dat, acea poveste cu plătește cât ridici, poate să se pună pe picioare, că nu putea merge la infinit, așa, într-o stare din asta. Știți prea bine, nemulțumirea mea, pe care eu o spun la toate controlele și o spun și acum la televizor. Nu mă interesează decât să-și vină Lucrescu să-și ridice gunoaie singur și inclusiv reciclatul, să vină Lucrescu să-și încaseze de la fiecare în poartă, nu să avem datorii noi, primăria, să le facem în casă, că nu se închide comuna cu factura lor, trebuie să scoți la nemulțumirea comunei. De ce? Deci este o mare... și nu este numai mea, gândiți-vă, mulți din primari gândesc la mine, dar nu tot spun, da? Să ne înțelegem. Stăm toți și ne place așa în umbră, nu să nu deranjăm. Eu chiar mi-am expus punctul meu de vedere și la ADIS, și la Garda de Mediu. Nu este normal ce se întâmplă la momentul ăsta în toată țara. Adică, de ce trebuie să încasez primărie gunoiul pentru o societate comercială? Este o aberație. Era corect. Este o aberație. Fără niciun fel de costuri. Atunci. La Onești, altă firmă este autorizată de preluare de deșeuri, pentru reciclabil. Eu la urmă de firmă este. E, dar dacă e mai spavat, dar stă formulare, îi fac factură pe cantitate, îi plătesc la fondul nimic. Dar numai la persoane juridice. Juridice, da. Inițial, noi ne-am
Mergem la următorul punct. Aprobarea documentației tehnico-economice la faza de proiect tehnic a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții amenajare spațiul de joacă pentru copii în comuna Mestrea Cașin. Deci, noi avem studiul de fezabilitate la parc, avem contract de finanțare la parc, acum suntem în faza de proiectare, proiectul a fost predat la noi la comună, aprobăm indicatorii tehnico-economici, îl depunem la Iași, la AFIR. Abia atunci, după ce terminăm cu partea de proiectare, putem să intrăm în execuție. După ce avem aprobarea, să mergem mai departe de la AFIR. Proiectul e în forma următoare. Deci, se aprobă faza de proiect tehnic, cu contractul, ați văzut contractul de finanțare numărul, se aprobă devizul general actualizat la faza de proiect tehnic din execuție aferent obiectivului de investiție amenajare, conform anexei 1. Adică, la partea eligibilă, care este deja în contractul de finanțare, aia rămâne bătută în cuie ceea ce le dă AFIR-ul, în schimb, a crescut partea neeligibilă, care înseamnă de la bugetul local și am să vă și explic un piculeț de ce. Dacă în primă fază, la întocmirea studiului de fezabilitate, în trecut nu se făcea acest proiect tehnic la aceste bancuri. Acum, mergeai doar pe documentații de urmă. Bineînțeles, când mi s-a promit documentația, n-a luat în calcul plata proiectantului, plata verificatorului, plata avizelor și pentru care a crescut că a trebuit să facem și ridicare copul și toate astea. Deci asta nu s-a luat în calcul la momentul în care noi am mers la contractul de finanțare. Pentru că atunci nu trebuia nici autorizație. Între timp au zis că ne trebuie și autorizații de construire. Era doar ca o livrare de echipamente. Acum o considerăm ca un proiect cu montaj. Ca să putem lua banii de la AFIR, urmăm regulile pe care le avem. Drept pentru care aprobăm astăzi și finanțarea de la bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașin, a sumei de 17.630,83 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 3.321,21 de lei, cheltuieli neeligibile reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local. Devizul aveți în spate. Cât aveam înainte? Că aveam înainte de eligibil 3.000, acum avem 20.000. Aveam și înainte o parte de eligibilă prin noi. Acum avem suma pe care am avut. De 17.000 fără TVA. Da. Ne clarificați. Nu, doar poziția la cămina noastră? La cămin, că nu avem unde să-l punem. Ca să fie în, vizibil, în centru, să ajungă copiii, să avem camere, să nu deterioreze. Pentru că și asta este o problemă, hai să nu ne... să spunem adevăr. Trebuie văzut să nu se strice. E păcat. Vor fi topogane, vor fi și pentru vârste mici și pentru vârste mari. Da. Aveți bani? Da. Sunt eu pe vot. Cine este pentru? Avem o ședință, deci proiectul hotărârii privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale pentru ședința adunării generale a acționarilor la SC Compania Regională de Apă Craiova. Sunt ne cer așa pe ordine de zi. Aprobarea de amarajul procedurii de împrumut a sumei de 22 de milioane de euro, care înseamnă la nivel de județ să facă o parte neeligibilă pe care nu ne dă Uniunea Europeană și trebuie să o avem din ca și cofinanțare și împuternicirea persoanei fizice care va deplini
formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Asta va trebui să aprobați și după aceea vă dau și vestea bună după ce aprobați. Înainte de aprobat, chestia este, noi depindem de capul ăsta, dar nu a fi venit de, nu știu de apă, mai canalizat. Și de apă. Și de apă. Da. Mai avem o sursă. Da, mai, mai avem o sursă de apă. Asta era la vestea. Vestea cea bună este că am intrat în licitație, ca să vă puteți vota mai ușor. Vă anunțăm că proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, trebuia terminat, da? A lăsat în procedură de licitație contractul de lucrări, iar noi suntem undeva la lotul 2, extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în mănăstirea Cașa. Termenul limită de depunere a ofertelor este 6-a 9-a 2023. Deci am intrat în licitație cu canalizarea și cu sursa a doua de apă. A doua caiene, a sursa a doua. Și tot aici avem 100 de branșamente, țin să vă spun. Sursa a de apă ce înseamnă? Să vină apa de la Cașa și să continue până la mănăstirea Cașa. Până în rezervă. Se spamesc cu aia de sus. Nu? Când vine aia de sus. Mă, nu vă mai place că e amestecat. Haide, nu mai e. Da, da, da. Păi, dar nu se poate separat. Ei, nu. Mai facem o rezervă, da, așa, pentru neamnă. Altceva e apă de zbor, altceva e apă de... Până acum nu vă plăcea. Tot auzeați că mai nu știu ce aia. Acum nu vă mai place nici asta de la Unești. Nu mai bine, pe aia de la Unești. Și lăsăm doar în caz de apare. Și atunci ești pe aia de la Unești. Nu mai, o lăsăm așa. Cum le auzea că e foarte atunci... Vă ducem la sursa în două, nu vreți. În casă m-a avut de la Unești ce a fost suprapus, orașul. Nu există suprapus. Ca și nu a avut coloană separată pe traseul vechi al era sursa a doua a Onedinului pe vei, de la Baraj, de la Curița, unde și ei au fost cu 10 ani mai deșepți decât noi, când trebuie să o recunoaștem, da? Au profitat de moment că acea conductă a rămas în pământ și nu se mai folosea a doua sursă de apă de la Onedil și ei au făcut treabă. La voi s-a dormit, la ei s-a făcut treabă. A fost mai aproape de sursă, doamne, și numai dacă erau acolo, eram înaintea lor. Da, și a fost la 2 pași de apă și de gaze, ea că treabă. Lăsați că și nu am vrea să putea să așa. Da. Bun. Mergem mai departe. Ce mi-a spuneți? Dar nu are cum să fie nimeni împotrivă. E o veste, zic eu, bună. Canalizarea e mult așteptată de către mănăstire. Aprobarea cu titlul gratuit a 23 de metri cubi lemn material de construcții pentru Asociația Sfântului Mănăstirea Cașin. Avem aici o cerere a părintelui Leuș Dean, prin care ne solicită acest lemn pentru realizarea unei terase în aer liber, în scopul activităților importante, precum ramul, școala de vară, taberele de timpul anului și va avea loc sfințirea paracrisului în anul 2024. Am ajutat ceea ce ține de parte de biserică, zicem că în acești 2 ani nu ne-am împotrivit la nicio cerere, pentru că sunt lucruri care se fac în comuna noastră. Nu pleacă nimic cu ele acasă, rămân că va fi unul sau nu va mai fi altul. Rămân acolo. Iar pădurea este a noastră comunității și trebuie ajutată fiecare din parte, așa, că e cu lemn de foc, e de lemn de lucru. Același lucru se cere și prin acest cerere. Am zis că trebuie să discutăm la nivel de biserici, că s-a dat aici. E o asociație. Este a episcopiei, asociația. Asociația nu e de persoană fizică. Nu e de persoană fizică, este a episcopiei Romanului. Și haideți să ne uităm un pic. A fost o altă știre care a funcționat extraordinar de bine despre Mănăstirea Cașa. În sfârșit, aude cineva despre noi, da?
Trinitasul a fost plin câteva zile și el cu mănăstirea Cașin, că nu-l povesti și nimeni, nici pe Popa Leuștea, nici pe nimeni. Toată lumea vorbește eveniment la mănăstirea Cașin. Și lumea, că așa ne-am propus noi, să ne ridicăm prin aceste acțiuni care se fac la nivel comun. Nimeni nu zice că e primarul, că e ăla. Este vorba despre comuna Mănăstirea Cașin. O acțiune care a filmat-o Trinitasul și care, dacă ați urmărit filmulețul, este extraordinar de frumos și de bine realizat și toată lumea s-a uitat la televizor. Da. Și noi, mănăstirile, ne-am putut bucura de acest eveniment, da? S-a spus aici că e o asociație, nu știu ce, indiferent ce este, indiferent cui aparține acea asociație. Dacă organizează niște activități cu priză la publicul din Comuna Mănăstirea Cașin și mai ales această asociație organizează activități cu priză la copiii din Mănăstirea Cașin. Contrapăză. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Au fost câteva activități și contrapost, dar nu este nicio problemă. Acum se organizează activități gratuit cu elevii din Comuna Mănăstirea Cașin. De asemenea, antrenează și foștii elevi din Comuna Mănăstirea Cașin, acum care sunt elevi la licee, sunt chemați aici să lucreze cu copiii. Deci sunt niște activități extraordinar de frumoase și precizez, indiferent ce asociație este, dacă demonstrează că organizează activități benefice pentru localitate, cred că trebuie ajutat. Și nu să pune probleme. Mai ales că vreo 24 de metri sau 200 de metri pun nici de chiar nu. Este lemn... Să ne întoarcă din Mănăstirea Cașin, picază să pună 40-50 metri pun. Faceți și de afirmații în fața camerelor care nu văd. De fapt, eu le știu, da. Păi, ce fac poliții dacă le știți? Asta e bună, nu mai aici. Sunt persoane abilitate pentru așa ceva. Cine este pentru? Hai să nu mai vin. Nu să le păzească acum și primăria bilierul. Are o cursiv, bază, are. Păi nu. Plătit. Da, dar vrei să scadă că să scrie, nu poate să oprească mașinile, trebuie să mai are cineva alături. Poliția, obligator. Nu există poliție. Deci s-a aprobat și asta, da? Mergem la următoarea. Proiectul hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, Comunei Mănăstirea Cașin și serviciile publice de interes local, fără personalitate juridică. Cred că l-a studiat. Dacă doamna are... Eu vreau să vă spun. Am refăcut unul la controlul de la audit, fiindcă nu erau pe toate compartimentele care avea primăria. Ați văzut toate compartimentele, sunt ordinea cu ei, cu atribuții, cu ceea ce au de îndeplinit. Deci, e pe fiecare compartiment. Nu? Cine este pentru? Bun. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. Avem sumele primite de la APA și avem nevoie de următoarele cheltuieli. La PAC ne mai trebuie să acești 18.000 de lei. Aveți contul cheltuieli neeligibile. 18.000 de lei la PAC, da, sunt acești bani, 18.000 de lei. La culte. Venim cu propunerea azi. Da. La culte. 10.000 de lei pentru Biserica Sfinții Voievod și 10.000 de lei pentru Biserica Sfânta Cuvioasa Paraschiva. Adică 20.000 pentru parohia Mănăstirea Cașin. Da. 20.000. Deci pentru parohia Mănăstirea Cașin, ca așa se numește, 20.000 de lei. Noi am zis ca să fie 10.000 ca să poată face cineva ceva. 10.000 la una, 10.000 la altă biserică, da? Și mai aici mai avem nevoie de cheltuie de personal 130.000 de lei. Și în total o rectificare de 168.000 de lei. Da. Ceva? Mai puteam la rectificarea asta să discuții și problema
S-au promis că se pot face septembrie. S-au promis. Și ei aveau o promisiune de făcut. Doamne, te întoarce să fii mai bine. Nu pot să spun și mai bine. Ceea ce știu eu este că pe data de 10 am încărcat documentația pentru proiect PNAS. Și prin acest proiect ne-am propus activități cu elevii și ne-am propus să reînființăm o echipă de dansuri pentru care am trecut acolo 20 de costume populare. Restul cu ceea ce bine, este, nu știu cum sunt acele costume populare achiziționate prin Consiliul Local, care trebuie inventariate, așa cum ar trebui, nu? Adică nu pleacă nimeni cu costumele acasă. Eu așa să zic, eu am verificat, în inventarul școlii nu se regăsesc aceste costume populare. Asociația care... Sunt pe asociație. Pe asociație. Asociația la care sunteți doar dumneavoastră președinte sau spre ce erau vorba. Nu, n-am avut nicio implicare acea asociație în achiziționarea acelui motiv. Nu la achiziționare, dar acolo deci, e prezent trupa de dansuri care e coordonată de domnul așa, în asociația care... Nu înțeleg. E normal să este a școlii. Este a școlii, nu? Și asociația... Dar înainte de asta exista o altă asociație la școală prin care s-au cumpărat costumele alea 2018-2019. Așa. Probabil sunt în inventarul asociației dacă s-au cumpărat pe asociație. Deci nu am nicio... Pe asociație. Nu asta vreau să... Vreau să întreb altceva. Dumneavoastră faceți altă trupă de dans acum? Încercați să faceți. Altul după de dans. Să știți că de fiecare dată se reînnoiește echipa de dansuri, în sens că... Doamna Felice. Așa. Ziceți. Dumneavoastră încercați să faceți altă trupă de dans în afară de... Altul coreograf? Nu am stabilit. Da. În proiect am prevăzut... Un pic. În proiect am prevăzut un coreograf plătit. Firesc fiind bani proveniți prin acest proiect, noi va trebui să plătim un coreograf care are toate documentele la zi, adică este specializat cu acte. Nu am oprit asupra unui anumit coreograf. Nu, plătim un coreograf care să-i pregătească pe acești copii. Ca să înțeleg că într-o, deci așa, spunând lucrurile mai bine. Cu afară, așa, hai să fie mai cu afară. Da. Încercăm să nu mai lucrăm cu cei dinainte pentru că n-au fost prezenți la evenimentul la Mănăstirea Cașin. Nici vorbă de așa ceva. Există așa ceva? Există așa ceva? Nici vorbă de așa ceva. Pentru că nu, cum să spun, nu noi n-am lucrat. Nu. Și nu. Pentru că ei n-au fost prezenți la eveniment. Nu, nici să încearcă o pedepsire a lor. Nu. Dar dacă veneau la mine la eveniment, tot așa... Eu oricum, stați un pic, dar stați... Dați o altă turnură, nu exact. Nu, doar am întrebat, doar am întrebat. Eu n-am spus. Dați o altă turnură, în sensul că... Stați, să mă înțelegeți. Să nu înțelegeți greșit. Nici nu vă luați așa. Nici nu m-am gândit la acea echipă de dansuri. Știu că elevii care vor să învețe dansuri populare, trebuie ajutați. Că și acum se inițiază elevii mai mici în completarea echipei de dansuri. Și m-am gândit, fiind acest proiect, hai să achiziționăm și niște costume populare, pentru că celelalte, într-adevăr, se mai și strică. Acele costume populare să fie în stoc un număr de costume populare. Dar îmi pare rău că ați răstămăcit. Deci nici vorbă de așa ceva. Domnule, proiect înseamnă ceea ce a făcut doamna.
furașii. Pentru clădirea aceea de la școală, la școala veche, la sala de, pe care au primit-o cu mare tantam și cu voie bună, în anul 2022, nu li s-a mai părut nici rea, nici veche, nici mic. Dintr-o dată, acum, în luna asta, nu bale miroase, ba, e, nu știu cum. În ianuarie 2022, când a fost încheiat contractul, asta mai era bună. Deci nu vă dați seama că, de fapt, aici a fost o conspirație. Că nu poate fi numită altfel. Adică, noi am scris școlii că așteptăm ungurașii, doamna poate să vă aducă, că așteptăm ungurașii să danseze. Deci a fost o ambiție. O ambiție a fost. A fost, da. A copiilor. A fost. Da, e a copiilor. Hai să fie serios. Nu, dar e dacă nu la dumneavoastră,
dacă își va face festivalul ăla cu, cu ceea din plan privat, nu știu, lunii, și-a căutat de așa, dar nu este frumos pentru că noi am promis. Am face festivalul ăsta cu banii primării. Promisiunea era... Pentru că noi avem și bani cu iapa asemenea, cu echipanii. Fotbalul pentru dansatorii ăstea nu le uitam mai bine. Iar pentru domnul Bălar, să pedestiți copiii ăștia. Dar eu vreau să vă spun o chestie. Bălar este căutat și de alte localități. Și chiar cu mâna Bursiana vrea să plătească mai mult dacă s-a prins și să facă acolo. Iar el vrea că poate să plece și cu dansatorii. Că nu poți să vă oprești mie. Copilul să nu-l lasă din vreo eu ca tată. Îl spun de tată de copii. Păi ăla asta cu un ansamblu. Ăla e asta școală, ăla e asta. Activitățile de școală. Noi vorbim de activitatea școlară. Am înțeles, am înțeles ce înseamnă. Deci asta e. Dar am încercat să vă explic. Da, da, am înțeles ce spune Fericia, dar cu 10 ani de zile. Păi și mă pot. Bă, dar am început cu clasa 5-a, 6-a școală. Că nu știa. Și dansați și cu cei mari. Și dansați și cu cei mari când zic pe cei mari. Da, doamne, că era cu 10 ani de zile. Cine?
Faceți propuneri. Propuneți-ne, vreau, dar să propune două, trei. Faceți propuneri. Da, propun pe doamna la Felice. Băi, domnul propune pe doamna la Felice. Mai să-și propune, să propune, da? Sunteți în vacanță, aveți timp. Păi tu mai dați în vacanță. Să puteți să n-am timp. Da. Altă propunere? Băi, nu vrea, a zis omul. Ce să ne mai... Deci nu mai e ce propune, nu? Atunci să punem la vot pentru doamna. Ce să mai spune? Ce să mai spune? Păi dar pe cineva mă dorește. Noi suntem toți. Să ai majoritatea. Că nu poate să o locuiești. Așa. Chiar vreau să întreb dacă poți fi locuită. Domnilor, și cer scuze că la început am crescut pe ordinea de zi. Pe indemnizația de consilier care trebuia și ea așezată în așa fel cum este în codul administrativ, 10% din salariul primarului, da? Și dacă sunteți de acord, să vă dați. Acum, vă las să mai discutați. Eu am și aici ceva de comentat, pentru că doamna secretară este vinovată în faptul că toate ședințele care s-au făcut și celor care au fost ședințe s-au făcut fără ca să fie și astea, procesul verbal de comisie. Și dumneavoastră spuneți că aici trebuie să fii prezent atât la ședințele comisiei locale, asta e treaba, la ședințele comisiei. Nu, asta e obligatoriu. Și pentru că și cine nu mă lasă să vă întâlniți? Doamne, exact. Cui vreți dumneavoastră? Cui vreți dumneavoastră?
de noi să le dăm lor. Să le dăm primăria. Niciodată se bate. N-are cum să facă așa ceva. Ce doriți dumneavoastră să scoateți în evidență? Că eu chiar nu înțeleg.
înțeleg. Eu am credeți-mă că nu înțeleg. În condițiile în care dumneavoastră... Eu am zălit că am niște clădiri să rămână la comună. Dar sunt la comună, domnule, că nu le iau aia de acasă. Terenul cu tot. Să nu fie demolată la aia, pentru păcat de ea, pentru arhitectura ei, expoziția ei, pentru că altfel la loc nu mai puteți face. Și de ce l-ați investit în anul, când l-ați de ce anul ați investit? Doamne, de loc, până în 2007. În 2007. În 2007. Ce reparații, și dacă mie mi le scoate, ce reparații au fost făcute la clădirea aceea 2007, când dumneavoastră a fost administrator al domeniului public și răspundeați de aceste clădiri, dacă dumneavoastră îmi dovediți cu devize că ați căutat să aduceți clădirea la un nivel de civilizație, că n-a plecat dispensarul degeaba de acolo. Faptul că n-ați investit la momentul în care trebuia. Da? Doamne, la momentul ăla. Vreau să aveți bani acum, pentru că toți primarii la un loc din voi să rămână de bani. Vă vin acea bani, aveți proiecte. Aia vin că se lucește. Vin că a venit în România. Ce și se lucește. Dar nu ții nimeni de pomană. Stai liniștit, nu te roagă. Ia aici. Nu te roagă nimeni. Au venit cu o sacoșă de bani în fața primării. Și nu i-a luat. Nu i-a luat. Da, fiind cu de asta. Aia fura mintea. Ia nu zic. Da, ia eu. Eu am zis așa, pierderea construcției aia, chiar dacă ar fi o investiție puțin mai mare, dar ea nu mai e rog. Nu sunt. Numai că până mai se trebuia să faceți o acțiune sau... Expertiza asta este valabilă. Și dacă fac alta în 2023, domnul Aldea, fiți un pic cerebral. Hai să lăsați ceea ce aveți dumneavoastră ca pe ordinea de zi de a mă înțepa și de a scoate evidență. Lăsați-vă lucrurile astea, da? Lăsați-vă lucrurile astea la o parte. Deci, această expertiză, și dacă o facem din nou, pentru că orice constructor pe care îl aduceți, să-i prezinți această expertiză, da? Nimeni nu va băga bani. Că e Uniunea Europeană cu atât mai puțin, nu va băga bani decât în lucruri, în clădiri care stau în picioare. Nu dau în clădiri care jumătate sunt de răpărate. Dacă v-ați adus aminte că tot aici în Băcinul Local am discutat despre Căminul Cultural, că am adus expertiză tehnică la Căminul Cultural și arată extraordinar de bine, e frumos, arată din afară, zici că este extraordinar. Ei, vă spun că nu l-am putut pune pe PNRR, că nu poate fi reabilitat. Ca să avem varianta de modern, din expertiză aia, așa spuneți, ca să avem o singură variantă. Unde? La Cămin. Nu, cine a zis de modern? Nu putea să reabilităm. Nu putea să reabilităm, n-am spus că de modern, ce aveți? Păi, dar cum ce-ți faci? Ce puneți vorbe? Dar a zis așa, că o singură variantă spre expertul, doar tot varianta. Dacă eu acum am spus pe două soluri. Să poate vorba aici. Acum de mine care a fost scopul expertizei. Scopul expertizei pe care a făcut-o doamna primară a fost pentru a demonstra că acea clădire poate fi reabilitată, nu dărâmată. Deci, de aceea are o singură soluție. Punct. Clădirea nu poate fi reabilitată. Pentru că n-a cerut dacă poate fi și demolată. Pe când dincolo la dispensar, s-a făcut o expertiză cu două puncte. Ca două variante. Este mai ieftin să o reabilitezi sau este mai ieftin să o dăm? Să o demolezi, să vorbim în termen. Deci de aia sunt două variante acolo. Aici s-a făcut pentru singură variantă. Nu era varianta demolării căminului. Era varianta reabilitării printr-un proiect. Și având în vedere construcția din lemn sau din ce este, nu se poate face o reabilitare pe acea... Nu stăviți să-i face. Astfel, de aia am găsit o soluție. Dumneavoastră erați consilier, unul cu domnul și cu Mircu cine era acolo. La momentul când s-a făcut expertiza, deja se pare că la sector se lucra, intrase medicul în activitate. Dar ca să aibă o justificare, că s-au făcut cheltuieli. Deci și nu au dat banii de la sector în clădirea cele. Da, ca să mă dau bani acolo. Da, păi cine o băgăriere este? Și eu eram pentru ca acea clădire să se reabiliteze. Este o clădire cu o anumită, nu știu. Da. Așa este. Cerere, așa, la noi în comună, da? De asta n-aș fi putut să fie demolată. Țin minte că, da, au fost niște discuții și eram pentru reabilitarea acelei clădiri. Dar una este să vrei și aș fi putut cu orice preț, alta e că nu știu, a
examenele. Eu v-am auzit că am fost destul de... Dar nu sunt, dar e... Mai stau la rând sau? Mai stai la rând, domnul Vicic. Da. Tot apropo de asta, și colegii aici suntem unul, doi, care era, această expertiză s-a făcut, suntem acolo și am tot presat ce facem cu dispensarul, ce facem cu dispensarul, ce facem cu dispensarul și s-a făcut această expertiză. Da, dar s-a început să lucrăm de la... Nu contează, noi vorbim strict de această clinică. Da? Au fost niște discuții cu lucrăci. Da. Au fost niște discuții cu referire, deci se aduce mereu în discuție problema ajutorului social. Toată lumea vrea cu ajutorul social să vină, să-i mătură, să-i cosească, să-i stă pe șansă. Cine le vrea? Avem 24. Ce ne vrea să vrea? Avem 24 de persoane care beneficiază de ajutorul social pe legea 416 și care pot fi folosiți la mine. Cu ore cuprinse între 10 și 30 de ore pe lună. Între 10 ore și 30 de ore pe lună. Avem o medie undeva la vreo 15-16 ore pe lună de persoană. Având în vedere că avem 3 zile la începutul fiecărei luni în care facem această activitate de corectare a reciclabil, ajungem în situația în care acești oameni depășesc orele astea cu mult. Și se termină cu ajutorul social. Nu poți, deja oamenii sunt binevoitori, nu poți să aduci un om de la ajutor social care are 8, de făcut 8 ore, 10 ore într-o lună, să-ți presteze ție 20-24 de ore, 30 de ore de muncă în profund. Este ilegal. Este ilegal. Noi mai apelăm la buna lor credință și spun, vino și ajută-mă. Nu avem doar reciclabil. Am avut control, echipă mixtă, ISU, Garda de Mediu, Apele Române, Sighiau, au venit la noi, pe Ardea, pe cursul, pe cursul apei. Noi trebuie să igienizăm și aceste cursuri de apă. Cu cine? Tot cu ei. Deci haideți să nu mai aruncăm ajutorul social ce face. Domnul, ia 150 de lei pe lună. Ia într-o zi. Da? Atât. Și nu trebuie să ne ascundem. Avantajul lor la ajutorul social nu sunt ceea ce 150 de lei. Este asigurarea medicală. Pentru asta viața, nu? Da? Nu știu cine a aruncat ei. Dom'le, aruncă! Da? Numărul 1. Numărul 2. Iarăși se aruncă și este la nivel de comună și am aflat mai nou și de unde vine această fumigenă. Domnilor, ea este doamna primară. Și eu sunt lângă ea. Nu vrea un transcăvuri, nici nu candidează. De la PSD, nici de la mine. Ce faci? Zgăvârdici nu candidează de la mine. Zgăvârdici este la PNR, va rămâne la PNR, iar doamna primar va candida la funcția de primar. În viitor. Ca să întâlnim o dată pentru totdeauna orice îți va. Haideți că și ședința făcută, ați ajutat la o fungență. De unde este discuția, nu știu, eu nu știu. Eu nu știu de unde este și o să vedeți. Poate și de unde este. Poate că ați spus. Da, bine, nu știu. Asta vrea să întreba continuul lucrurile la trasiere de apă. Da. A, continuu, nu mai am mai întrebat ceva. Continuu, arătă. Aceeași povești care s-au avut o fel de și vreau să... Sunt în pădure. Deja am solicitat din partea Ministerului Dezvoltării o primă de contare în valoare de 1.400.000 de lei. Da? Deci, oamenii își văd de treaba lor, se încearcă din nou aceleași mizerii.
Da. Dar duce în derizoriu orice lucru care se face în comuna noastră. Se asfaltează, se lucrează la apă. Mâine la ora 10:30 avem Compania Națională de Investiții, aici în sediul primăriei, cu predare de amplasament între constructor, diriginte de șantier, pentru sala de sport, pentru că am avut niște probleme. Proiectantul nu a luat în vedere linia de medie care trece pe lângă școală. Datorită acestui lucru s-a întârziat și a trebuit să facem un studiu, așa cum ne-a cerut de gazul, ca să putem primi avizul de racordare. Și atunci a fost blocat un timp. Dar, începând de mâine, la ora 10:30, va fi aici dirigintele de șantier, reprezentant al constructorului, șeful de șantier, noi și topometrist, proiectant, deci de mâine se încep lucrările și la sala de sport cu adevărat. Am primit proiectul pentru sala multimedia, deja a fost întocmit, lucrări prin planele de reabilitare, da? A fost singura clădire, dacă vă aduceți aminte, când ne-am mutat de pe cămin, ce clădire putem reabilita? Aveam studii, aveam tot ce ne trebuie, da? Și am pornit aici, la clădirea de lângă școală. Avem proiectul întocmit, avem și achiziția făcută, este proiectare și execuție lucrări. Deci în momentul în care se întoarce proiectul de la verificator, putem da ordinul de începere, că asta și grăbesc, dacă mă întrebați, grăbesc foarte mult lucrul ăsta, să putem lucra pe perioada vacanței, în așa fel încât se va da jos acoperișul, se va da date cu ea, să nu fie copii în curtea școlii. Asta de aia și grăbesc, am grăbit proiectantul cu atât de mult, să putem începe și lucrările la școala numărul 1, de la sala de multimedia de alături. Deci asfaltările Văcărești, eroi, după cum vedeți, merg. Am ieșit din licitație și la Părul Negru, avem constructor și pentru Lupești la Părul Negru, începem lucrările, încheiem săptămâna viitoare contractul și cu firma care va lucra la Lupești. Așteptăm ordinul de începere, pentru că există încheiată licitația de la drumul Morii. Acolo este prin Compania Națională de Investiții. Acel drum l-am pus pe calamități, dacă vă aduceți aminte, în 18 iunie 2021, când am avut acele inundații. Am făcut documentații și suntem pe Compania Națională de Investiții, ne dă toți bani. Nu trebuie nimic să facem. Avem firma care a câștigat licitația, se așteaptă ordinul de începere și la drumul Morii. Și la viitoarea ședință, ca să finalizez tot în termeni frumoși, avem în față, cred, un proiect foarte mult așteptat, Părculești. Da? Este asfaltarea de la Părculești, este proiectul tehnic deja, suntem în aprobări, dar la viitoare aprobăm, la viitoarea ședință, indicatorii tehnico-economici de pe Părculești. Cu gazele, știți prea bine că suntem aprobați prin Ministerul Dezvoltării, cu suma de 12 milioane de lei pentru a începe, pentru a semna contractul de finanțare. Deocamdată suntem în fază de semnare contract de finanțare la gaz. Numai că Ministerul acum ne solicită și tot prin dumneavoastră vom aproba, că sunt o mulțime de documentație, este simplu când spunem, suntem aprobați, dar de la aprobare și până la semnare contract există o muncă extraordinar de mare. În sensul, acum ne solicită și noi suntem în discuții să concesionăm serviciul de gaz unei firme. E clar că dacă este de gaz grid la Caș și la Onești, dar suntem în discuții cu ei să ne ia ca și serviciul nostru în urma proiectului pe care noi urmează să-l implementăm cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Lucrurile sunt cât se poate de clare, pentru că dacă ne gândim că tot ce a ținut de utilități sunt pe un făgaș normal, adică apă,
Canalizarea, v-am citit astăzi adresa. Să așteptăm, Doamne ajută, să se scrie firme la licitații și vom avea și canalizare. Gazele, suntem în plină dezbatere și muncim la acest proiect deja. La asfaltări, cum putem, că nu sunt bani pe asfaltări, asta este problema noastră la momentul ăsta. Să le facem așa cum știți. Centrul, vreau să vă spun, a fost urcat pe platforma PNRR, Centrul de Vârstnici, spre, poate să zicem că asta ar putea fi un noroc al nostru, din județul Bacău n-a pus mine. Suntem singurii care am făcut acest proiect la acest moment pentru a solicita acel 1.200.000 de euro care urmează să vină prin acest proiect. Dotările de la școală. Vreau să o informez pe doamna directoare. În maxim 2 săptămâni vom semna contractul de finanțare. Avem acolo 1.300.000 de lei prin care vom dota cu tot ce înseamnă mobilier și toată partea de digitalizare, tablete, interactive, laptopuri, toate astea se vor cumpăra prin bani din PNRR. Într-un cuvânt, am accesat tot ce se putea în această perioadă, cât să ne dezvoltăm. E mult. Dar noi nu ne dăm de la dar noi nu ne dăm înapoi de la unul. Da. Domnul Rețea? Apropo de dispersare, asta vă fi, nu mai zic și eu, hai să zic două vorbe, că nu s-a reabilitat ăla, că nu știu ce. Când am dat în primar, postul primar, s-a apucat de dispersare unei așa acum, era un litigiu cu doamne Simeone, doamne Simeone, așa e țară. Și am zis primarul, băi, nu putem să investim bani acolo, că nu avem teren, cum ne investim, dacă nu avem mult să investim, deci ce facem pe ăsta? Nu putem să investim. Acum, după ce ai de drum de Ian cu Oprea, nu s-a terminat cu oameni de ce? Ce? Așa. Ce nu s-a terminat? După ești după ce de drum. S-a făcut astăzi. Așa? N-ați fost astăzi. Poate? N-ați fost astăzi. Asta s-a făcut și după ce pe la rând. A rămas după ce? S-a făcut. Azi. Azi. Este mai mult sau tot altul. N-am fost astăzi. Ne-am pregătit că spuneați. Și ce vrea să mai zic, băieți mă întreabă, sunt vreo 4 case, la loc care e casă noi, și nu au branșamente. Unde? Acolo, acolo, tot i-am pot vrea, acolo, casele care s-au făcut, nu au branșamente. Branșamente la branșamente? Branșamente la cuie. Și vorba de stâlpul ăla, care dacă vine cu cerere la dumneavoastră, ca să-l aprobați branșamentul, nu știu ce. Înapoi aprobăm branșamentul. Nu, dumneavoastră, nu vine cu orice, dar dumneavoastră, pentru că are casă acolo. Depinde cum o construiți în trecut acolo. Dacă este în extravilat, nu poate legal. Nu sunt în extravilat, dar nu știu dacă au toți autorizați. Asta nu știu, precis. Dar trebuie să facă un stâlpul, că este decât o casă, două case care au branșat, trei. Restul trei sau patru, s-a găsat la unul la unul. Așa, nu mai spun. Păi n-au ce face, nu mai trebuie să iau. Au copii la școală, au așa, nu poate să stea acum pe tunelic să fie. Nu este treaba primăriei, domnule. Este treaba lui ca proprietar, nu este a noastră. Se rezolvă treaba cu stâlpul ăla. În care vor să-ți facă branșamente sau cum să se agățe în rețea. Cu pistolul ăla nu are nimic de la sfârșit. Dacă vin și nu mai are nimic. Am dat foarte clar ședința trecută. Mai mult decât am făcut noi, urmă cu terenul. Deci legal vorbind și urmărea la mai sunt legal. Dar mai trebuie nici stat, nu? Nu mai trebuie nici stat să vină așa cum ați face. Până acolo, rămâne stâlpul așa. Am 2 ani de când le spun celor de la Telecom de stâlpul de la Bătăriști. Am să vă arăt, nu, eu vă spun ce am făcut eu în acești 2 ani, da? Adrese peste adrese la Telecom, mesaje peste mesaje, nu spun nu. Am primit mesajul dumneavoastră la tot este. Da? Și e-mailul dumneavoastră. Dar nu vine nimeni. Și spun că cei că nu au bani, că întâi m-au luat, că s-au unit telefonul cu ONG-ul, s-au preluat nu știu ce, n-au bani de investiții pentru aia. Și noi stăm, eu le-am spus clar,
că le tăiem cablul până la urmă. Da. Dar ne gândim că e cineva care poate chiar are folosește un telefon, un telefon. Nu se știe ce e pe cablu. Dar acel stâlp, efectiv, nu vor, de 2 ani de zile, nu vrea nimeni să vină să-l... Dar ce vezi dreptat, de stâlp de bun, e creuzat. Stâlp de bun, nu acolo, dar de la creuzat. Da. Da, mai aveți ceva? Mulțumesc!